Salutare oameni buni! În tutorialul de astăzi veți afla cum să obțineți optimizarea diagramelor de tăiere sau a listelor de tăiere pentru orice tip de material, fie el MDF, lemn, tablă, OSB, palme laminat, indiferent de dimensiunile lor, cu ajutorul unor programe create special pentru așa ceva. O să vă prezint două softuri complet gratuite, unul pentru varianta mobil și unul pentru varianta desktop. Așa că rămâneți până la final pentru a afla cum să le folosești, cum să le setezi și cum să le obții. Prima dintre ele este cea dedicată variantei desktop, adică aceasta, și eu zic să îi dăm drumul. Linkul către acest program îl vei găsi și în descriere. Eu sunt Constantin Barbu și o să mă străduiesc să fiu un ghid cât mai bun pentru tine. Suntem pe motorul de căutare Google și o să tastăm catlistoptimizer.com. Odată ajungi pe interfața aplicației, o să facem câteva setări de bază. Restul setărilor o să vă las să le descoperiți singur, pentru că este cel mai bun mod de a învăța să lucrați cu un program prin testarea lui. Așa că eu o să vă arăt câteva setări de bază cu ajutorul cărora puteți să vă generați diagramele de tăiere fără niciun fel de problemă. Prima dată o să mergem aici la setări și o să ne alegem limba în care ne descurcăm cel mai bine. În cazul meu, engleză. Aici o să setăm last west area. În cazul meu o să lucrez în milimetri. Voi aveți și alte variante din care să alegeți. Iar aici numărul de zecimale dorite. În cazul meu, 0. Ok. Acum vom merge și în partea de jos a acestor tabele, unde avem opțiunea de setări. Vom alege grosimea pânzei pe care o vom folosi să debităm materialul nostru dorit. În cazul meu, pânza are 4 mm. Vom activa această bifă dacă dorim să vedem la sfârșit denumirea piesei respective. Eu o să las bifată pentru că mă ajută să le identific mai ușor. Iar la ultima căsuță este vorba despre fibra materialului. Consider că este un amănunt destul de important asupra căruia voi insista, pentru că face diferența dintre o diagramă reușită și una eșuată. Așa că o să tot discutăm despre această fibra materialului. În cazul în care voi nu aveți fibră, lăsați de bifată această ultimă opțiune, pentru că va fi totul mai simplu și mai eficient. Așadar, eu o să las bifată. Cea de-a doua căsuță, adică asta, este dedicată introducerii cotelor pentru materialul ce urmează a fi debitat. Eu o să simulez tăierea unei plăci de palme laminat cu fibră. Prima cotă introdusă reprezintă întotdeauna lungimea fibrei. Ok, cantități o să pun 3. Acum, o să trec în tabelul de sus și o să introduc dimensiunile finale dorite de noi, adică plăcile pe care vrem să le obținem în urma acestei diagrame de tăiere. Acum, important de reținut este faptul că în cazul lateralelor, pe mine mă interesează să păstrez fibra materialului. În cazul rafturilor nu o să mă intereseze. Această săgeată, odată apăsată pe ea, îmi va indica faptul că fibra va fi pe lățimea materialului. Iar acest simbol reprezintă faptul că nu ne interesează fibra materialului. Iar în cazul ușilor, bineînțeles că mă interesează să fie fibra pe lungimea materialului. Și o să apăs pe Calculate. Voi puteți să vă logați direct cu Google. După cum vedeți, le-a așezat până când a găsit optimizarea cea mai eficientă pe care a înțeles-o el. În etapa în care ne aflăm, observăm în partea de sus un meniu cu câteva opțiuni ajutătoare în a personaliza aspectul actual al diagramei. Putem să renunțăm la culoare, la dimensiuni și așa mai departe. Sunt câteva opțiuni care vă las pe voi să le descoperiți. Eu o să merg în partea de jos a ecranului și observăm această listă
generate de către program, în care ne prezintă numărul de tăieturi necesară în această actuală configurație. Mai mult decât atât, ne indică și ordinea tăieturilor pe care urmează să le facem. Foarte interesant, ceva care nu am mai văzut la alt program sau aplicație de genul. În continuare, vreau să fac un mic experiment pentru a vă face să înțelegeți cât mai bine cât de importantă este identificarea corectă a fibrei materialului. În partea dreaptă observăm că programul a așezat toate plăcile indicate de mâine într-o singură coală. Și o să mergem în partea stângă a ecranului, aici la primul nostru tabel, și să-i spunem programului să așeze și rafturile pe lungimea fibrei. Și o să recalculăm. Noul rezultat afișat de program este acesta, adică nu am mai putut să le încadreze într-o singură foaie de par și a trecut și în cea de-a doua. Pentru a exporta informațiile obținute, avem varianta să le exportăm în format PDF sau în format imagine sau să le salvăm aici în contul nostru. Cam atât despre această aplicație dedicată desktopului. Trecem la varianta pe mobil. Ca să lămuresc și mai bine acest subiect al fibrei, am simțit nevoia să vin cu această completare. Avem două panouri egale. În cazul din stânga, observăm că lungimea lui este de 1000 și lățimea de 500. Fibra este așezată pe lungimea panoului. În acest caz, cota de identificare a ușii este 1000 ori 500. Observăm lungimea fibrei reprezentată de această primă cifră. În cazul numărul 2 avem un panou de aceeași lungime și aceeași lățime, respectiv 1000 și de 500 și 500. În acest caz însă observăm că fibra este pe orizontală. În acest caz, cota de identificare a ușii este 500 ori 1000, deoarece prima cotă reprezintă și lungimea fibrei. În cazul nostru, 500 ori 1000. Deci, aceleași panouri cu cote de identificare diferite. În primul caz avem 1000 ori 500, iar în al doilea caz 500 ori 1000. Sper că m-am făcut înțeles. Varianta pentru mobil se găsește sub forma unei aplicații atât în Google Play cât și în App Store. Eu sunt în App Store și o să tastez Sketch Cut. Varianta testată și aleasă de mine pentru a vă prezenta este aceasta, Sketch Cut Lite. O să trecem la descărcarea ei. Odată ajuns pe interfața aplicației, o să mergem la prima opțiune, la New, și o să-i dăm un nume primei noastre diagrame. Eu o să numesc Test 1. Apăsăm pe Create și suntem trimiși pe această pagină. Aici vom face setările plăcilor sau a foilor ce urmează a fi debitate. În cazul meu și aici voi simula la fel debitarea unei plăci de palme laminat cu fibră. În cazul acesta aici la 2750 o să las neschimbat, dar aici o să schimb în 2050. Ok, mai jos la fel avem grosimea pânzei la blade, de o să las 4, marginile la fel 10, în plus apare o opțiune pentru atașarea canturilor ABS de 0,42 mm. Dacă vreți, voi le puteți modifica. La fel ca și la programul prezentat anterior, vă las să descoperiți setările aplicației, eu mă voi ocupa doar de cele principale. Trecem la următorul pas și anume apăsăm pe iconița sub care scrie Pars. Ok, ajungi aici, ne ducem pe acest plusuleț verde, lângă care scrie Add Row, apăsăm pe el și ni se afișează prima linie. Mergem la acest prim dreptunghi, îl activăm și jos în partea dreaptă a ecranului avem această tastatură
care ne va ajuta să introducem cotele plăcilor necesare în proiectul nostru. O să introduc și eu cotele. După fiecare cotă apăsăm Next. Aici numărul de piese necesare. Și în acest caz o să ținem cont de fibra materialului. Dacă nu avem fibră, pur și simplu de la această căsuță cu aceste două săgeți circulare, le vom activa și în acest caz îi spunem programului că nu ne interesează fibra și el le va așeza așa cum va crede că este mai bine pentru el și optimizarea va fi maximă. Însă, în cazul în care vrem să păstrăm fibra materialului, atunci vom debifa aceste căsuțe. În cazul acesta îi spunem că vrem să păstreze fibra. Trecem la următorul pas și anume la acest simbol sub care scrie Ending Engrows. Aici avem o opțiune foarte interesantă în care programul ne dă posibilitatea să alegem muchile pe care vrem să aplicăm canturile ABS. Sunt setate pentru a fi canturi de 0,4 și de 2 mm. În cazul ușilor, o să bifăm toate căsuțele în dreptul cărora scrie 2. Asta înseamnă că el va pune cant ABS de jur împrejurul plăcii. În cazul laterale, vreau să pun doar pe 800 și pe 2 de 300. Iar în cazul rafturilor, doar pe o singură lungime de 0,4. Trecem la următorul simbol, la Results și apăsăm pe el. Programul va începe să ruleze, avem două variante, să le așeze pe orizontală sau pe verticală. Vă recomand să le testați în ambele variante și să care vă sunt mai potrivite. Eu o să las această variantă și o să-i dau să ruleze. Cam acesta este rezultatul decis de aplicație pentru a-l afișa. Cam aceasta este configurarea. În partea de sus avem un raport generat în care vedem câteva lucruri super interesante care ne vor ajuta să ne facem un calcul al materialelor necesare pentru proiectul nostru. Și mă refer aici în special la lungimea canturilor de 0,4 mm și de 2 care le vedem afișate aici, în jur de 14 metri, ceea ce ne va ajuta destul de mult. Mai sus avem cât s-a utilizat din coala noastră de pal și așa mai departe. Aplicația ne mai dă posibilitatea să personalizăm un pic această diagramă generată și putem să-i adăugăm un pic de culoare sau dacă mergem aici la butonul de editează, la editor și îl activăm, observăm un lucru super interesant. Dacă nu suntem mulțumiți de aranjarea făcută de aplicație, o putem modifica manual. Apăsăm pe această iconiță ce reprezintă o imprimantă și aici avem posibilitatea să exportăm într-un PDF. Denumim, îi dăm save și deja ni s-a generat PDF-ul pe care îl putem distribui acolo unde ne dorim. Cam aceasta a fost prezentarea aplicației. Vă sugerez încă o dată să testați aplicația, să descoperiți setările și altele decât cele prezentate de mine și să vă bucurați de proces. Acesta am fost eu, Constantin Barbu, îți mulțumesc pentru atenție și surez cât mai multe diagrame reușite. Spor în toate!